dacă vor trece acele modificări la codul penal, la codul de procedură penală, siguranța și acest situația în care ne aflăm, în care domnește această cultură de impunitate, se va agrava. Există niște modificări care nu-și găsesc nicio justificare legală, care sunt făcute pro-cauza, care servesc strict infractorilor. Există în sală colegi de la Forumul Judecătorilor, salut prezența domnului co-președinte Dragoș Călin. Noi efectiv ne grupăm, ca să vă spun cum funcționăm, suntem câțiva judecători specializați, fiecare în domeniul penal, în domeniul dreptului penal, din fondurile asociației dumnealor, traduc, scriu în engleză, scriu în franceză, comunică cu Comisia de la Veneția, facem totul ca să oprim intrarea în vigoare a modificărilor de la codul penal și de la codul de procedură penală. Din câte înțeleg, sunt reluate dezbaterile în Parlament și noi știm cât de speed-trial este legiuitorul nostru când dorește să adopte acte. Și să nu mai vorbim de ordonanțele de amnistie, care se preconizează a fi adoptate și care nu ar trebui să împieteze asupra procesului de recuperare a produsului infracțiunii. Legiuitorul nostru poate, vedem că poate, să adopte măsuri care să contravină legislații internaționale, să ne împiedice să rămânem la standarde internaționale minime acceptate pentru a rămâne eficienți în lupta împotriva corupției. Ce ar mai fi de menționat? La noi s-a dezincriminat spălarea banilor în varianta cel mai desuzitată. Dobândirea achiziției de bunuri provenind din săvârșirea de infracțiuni, dacă persoana care a săvârșit infracțiunea predicat este însuși autorul infracțiunii de spălarea banilor. Curtea Constituțională, deși România a transpus directivele antispălare, a fost condiție să fim primiți în UE, să păstrăm standardele europene, să respectăm standardele europene, Curtea noastră Constituțională a spus că nu este proporțională și că este lipsită de claritate. Și ca să adopte această măsură, se folosesc de părerile unor specialiști, doctori sau profesori la facultățile de drept, care merg în fața judecătorului și scriu opinii pentru avocați. Mediul nostru universitar este, dumneavoastră, chiar dacă vă vorbesc de la Facultatea de Drept al Universității București, dar trebuie să cunoașteți realitățile. Membrul nostru universitar este încorsetat în materia recuperării produsului infracțiunii. Există multiple conflicte de interese, sunt avocați care cumulează funcții didactice, care utilizează doctrina, dezbaterea doctrinară pentru a scrie în folosul infractorilor. Am găsit un articol al unui distins domn lector de la Facultatea de Drept a Universității din Cluj, în care se recomandă să nu se aplice confiscarea de la terți, se explică că noi nu avem confiscare de la terți și se dă ceea ce în doctrină este strict interzis, să utilizezi atac la persoană. Ca exemplu, fiindcă nu au argumente, s-a dat cazul meu spunând, uitați ce probleme disciplinare au judecătorii care aplică standardele de confiscare. Este inadmisibil pentru un cercetător să săvârșești asemenea abateri. Dar se întâmplă în România.